Tiberiu Cerghi a fost director al Colegiului Național Emil Racoviță la începutul anului 2000. Acum, pensionar, profesorul a ieșit marți în jurul prânzului la plimbare în zona Pieței Mărăști. Văzând că și-a lăsat telefonul mobil acasă, iar orele trec și bătrânul nu se mai întoarce, nepoata sa a dat alarma. Nu doar pentru Colegiul Național Emil Racoviță, ci pentru întregul învățământ clujan, profesorul Tiberiu Cerghi a reprezentat un profesor de referință, deosebit de bine pregătit, deosebit de apropiat de elevi. Vestea dispariției i-a șocat și pe foștii elevi ai profesorului. Excursiile le făcea tot timpul la Sarmisegetuza, le plăcea să învețe pe copii mai mult decât strict ceea ce scria în carte. Familia profesorului a cerut ajutorul poliției pentru a-l găsi, iar oamenii legii fac cercetări și îi roagă pe toți cei care au informații să apeleze 112. Tiberiu Cerghi are aproximativ 74 de kilograme, păr cărunt, iar la data dispariției purta un trening albastru, cămașă albă și o borsetă de culoare neagră.